Separatiștii au murit și doi au fost răniți în timpul unei explozii ce a vizat mașina lui Denis Pușilin, liderul autoproclamat din Donetsk. Situația este tensionată și la Mariupol, unde s-au înregistrat schimburi de focuri între separatiști și militari ucraineni. Armata a luat cu asalt banca în care se instalaseră prorușii. Noile confruntări vin chiar după ce președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, și cel al Rusiei, Vladimir Putin, au discutat la telefon despre modalitățile de a pune capăt violențelor. Mai multe explozii au avut loc la Donetsk, lângă cartierul ocupat de separatiști. Una dintre acestea a vizat mașina lui Denis Pușilin, liderul autoproclamat al așa zisei Republici Populare Donetsk. Doi apropiați ai acestui au fost uciși și alți doi răniți. Explozii au fost auzite și la Mariupol. Orașul a fost încercuit de soldații ucraineni, care le cer insurgenților să se predea. 30 de teroriști au fost arestați, iar pe sediul Consiliului Orășenesc din Mariupol a fost arborat drapelul Ucrainei. În Lugansk, însă, un grup de insurgenți l-au bătut și l-au răpit pe șeful poliției ucrainene din orașul Sverdlov. Se dau lupte și la frontiera cu Rusia. Armata a distrus o blindată și a nimicit posturi de lunetiști proruși. Soldații au capturat și trei coloane auto care veneau din Rusia și transportau muniție și armament destinat teroriștilor. Ei luptă și nu știu de ce luptă. Majoritatea tех, кого мы здесь ловили и опрашивали, то они не служили, не знают, как повести себя с оружием. Они хотят просто взять автомат и стрелять. А куда стрелять им без разницы, главное, чтобы кто-то сказал, в каком направлении стрелять и все. Președintele ucrainean Petro Poroșenko i-a prezentat omologului său rus Vladimir Putin un plan de pace pentru estul prorus al Ucrainei. Liderul de la Kiev i-a reproșat lui Putin că mai multe tancuri au pătruns pe teritoriul ucrainean, calificând situația drept inacceptabilă. Данными разведки и данными соответствующего наблюдения видим о том, что за последние 3 дня, несмотря на заявление Российской Федерации о том, что они приветствуют мирный процесс, о том, что дано указание усилить контроль границы со стороны Российской Федерации, в частности, в районе Дьяково, идет проникновение колонн через захваченные террористами пункты пропуска. Консилиерul министрului украинян de интерне a declarat că până mâine forțele armate vor prelua controlul asupra frontierei ruso-ucrainene din regiunea Донецк.